Mă bucur că am ajuns bine. În prima fază o să fie șoferul meu cu voi și apoi, poate în faza a doua, după pauză, o să fiu și eu. Așa, îmi pare rău că l-am încurcat pe Costel, că el are acolo o predică super pregătită, dar poate te prinde, eu știi, la... M-am gândit să le mai zici și tu când sunt obosiți. Le zic eu acum ceva până sunt proaspe și când o fi mai obosit, te chem pe tine și dai mai departe și ce ai scris cu roșu și ce ai scris cu negru. M-a sunat cineva să mă întrebe, dar în fine, e o altă chestie. O zis că avem adunare, o adunare generală și, așa mai pe românești, a mai venit o gașcă de nu știu unde, știu că ăștia au voie. Păi zic, în statut scrie că la adunare generală participă delegații bisericii sau a bisericilor, sau, dacă ei sunt delegați, participă, dacă nu, are vederi, cum zice românul, știi? Nu știu, voi ce aveți aici, întâlnire de tineret? Și ăștia însurați ce caută aici? Bun, deci am înțeles. Șoferi, bun, bravo, pentru asta îmi place. Eu cred că mulți din ei căsătoriți ar trebui să fie jos la bucătărie, să facă mâncare cum trebuie, da? Bun, apreciem și slujirea lor că au cântat. Acum au câteva variante, ori dispar la ora de rugăciune, da? Ori vin aici în față, ia, hai, davai. Ăștia însurați, măritate, veniți aici în față, măcar câțiva dintre voi. Cei de la balcon să nu coborâți direct, sunt scări, da? Bun, hai, repejor. Ce, nu mai știți care sunteți însurați? Păcate, după câți ani nu mai știți? Da, mai ales că se filmează. Hai. Un microfon mai vreau. Pentru ei, nu pentru mine. Aha, așa, vezi acum. Cheamă-i să nu suferi singur. Am înțeles, da. Da, ia-l cu arcanul, știi, și trimite-l, da, așa. Toți vin aici de bună voie. Și nici n-au emoții, să știți. Ei cât au așteptat să-i chem eu în fața, în dimineață, da? Da, Domnul să-i binecuvinteze. Cei fără soții sunt acolo, vă corect, da. Păi în partea mea, știi, da. Bun, dar noi avem nevestele în inimă, stai liniștit, da, e bun. Bun, bun, de unde să începem? De la voi, uite, de la sora. E năruscă. Dă-i pe ce vrei tu, că noi panimaiu, știi? Deci, așa, de câți ani te-ai căsătorit? 6 mesiță, даже года нету. 6 luni. Oh, e perfect să începem cu ea, da? Și la voi în Moldova, când începe viața de familie? Când începe? Когда созрел, тогда и начинаешь. Socop ce? Cârlanul sau ce socop? Dacă mi-e foame, socop cârlanul, cozonac. Muș, dă-mă vihăzi. Eugen socop. Ah, socop Eugen, da. Deci... Davai. Hai să vedem dacă ești copt sau fript. Știi că e mare diferență între copt, fript sau ars de tot. Că unul, era o discuție între familii și au zis, cum ești? O zic, frate, am ajuns la un stadiu extraordinar. Cum? O zic, băi, nevasta mai nou mă divinizează. Cum adică? Ce îmi servește numai arderi de tot. La da, copt la așa. Bun, deci când începe la voi viața de familie, lângă asta cu coptul? Tehnic vorbind. La noi este la noi doi? Sau... Nu mă, în general. Ajungem și la voi, dacă vrei. Când se începe, atunci se începe. Iisus, da, înțeleg. Când se începe, atunci se începe. Dă mai departe, că poate lămurim. Ia zi, soră. Când începe viața de familie în Moldova? Când soțul e primul microfon în mână. Glumesc. În primul rând. Într-a doilea rând, când ești copt. Și într-a treilea, când ai terminat liceul. Deci eu am crezut că pun o întrebare simplă și deja e complicată de numai. Ia dă-i lui sora să văd. Când te îndrăgostești? Băi, tu ești îndrăgostit de la 3 ani și nu te-ai însurat la 3 ani. Lasă, zi. Când începe viața de familie? Poate ne scoate o soră din acasă.
Pentru mine a început când am văzut că Dumnezeu mi-a trimis o persoană potrivită. Nu, cred, dă ei microfonul. Când începe viața de familie? De familie? Da. E complicat. Deci, oameni buni. Dau eu un răspuns. Nu mai dai răspuns, că ți-o te curându, dă-i lui. Deci fii atent. Deci eu mă gândeam ce rost au conferințele astea. Apoi conferințele astea, săracii de ei, vă încurcă puternic, așa e. Ei nu știu multe. Când începe, omule, viața de familie? Lasă, hai, davai, nu mai, gata. Când începe viața de familie? Viața în familie începe când te naști și apoi când te hotărăști. M-am săturat să repet întrebarea. Da, da, așa e bine să ții, da. Nu, păstorii nu-i pune, că ăștia ne țin predici, de mai departe, că nu mai termină dacă începe. Da. Noi ca capi, noi el. Nu, am în vedere că noi ca bărbați, noi... Noi, dă-i microfonul mai departe. Când persoanele sunt maturi, aha, și sunt în stare să întemeieze o familie și înțeleg pentru ce se căsătoresc. Cu ce scop? Da, mai departe. S-ar predicatorul că ei n-au voie, că sunt Când ambii s-au decis. Când ambii ce? S-au decis. Au luat decizia. Să plece în America sau ce? Să plece în viața de familie. Băi, ți-a venit lumina, dă reflectoarele pe el. În sfârșit, oameni buni, puteam sta până la amiază, dacă nu căpăta lumina, să înțelegem că viața de familie începe practic după nuntă sau cu nunta. Mare, băi, să le mai pun întrebări. Deci așa, de bun. Acum o luăm de la tine. Ce urmează după nuntă? De, stați un pic, cine notează? Tu notează acolo și ne spui și nouă, că deschideți caietele. Deci primul lucru, să spuneți, viața de familie începe cu nunta sau după nuntă, e mare lucru, nu știu cum se traduce în limba rusă, dar trebuie să fie mai lung. A doua întrebare este, ce urmează după nuntă? Tinerii știu mai bine, eu spus că prima noapte. Prima noapte. Dar cum era, prima noapte de dragoste sau de război? Cum era ăla? Bun, prima noapte, scrie acolo. După prima zi urmează prima noapte. Mă, asta e adânc tare. Dă-i mai departe. Acum la toți, asta e întrebarea. Ce urmează după nuntă? După nuntă urmează ceea despre ceea ce ne-am rugat. То, что мы просили у Господа, и уже начинается реальная жизнь семейная. Realitatea, da. Ce am cerut de la Domnul, dar aici se începe realitatea. Păi eu am scris la început două cărți. Prima a fost visul familiei și a doua a fost show-ul familiei. Visul s-a terminat, începe spectacolul. Bun, ce urmează după nuntă? Admirație. Admirație. Tot te uiți la el ca la soare, da. Modelarea. Modelare. Solare ăștia sau ce? Nu, deci unul pe altul ne șlefuim ca să fim mai... Tu ești cu șmirgă, vă șlefuiți, da. Am în vedere că ne ajutăm unul pe altul să fim mai aproape de Dumnezeu. Deci, m-am gândit, da. Numai, eu tot mă gândeam la instrument, dacă folosești șmirgă, dacă abri, dacă nu. Pământ. Ce urmează, frate, după nuntă? Învățarea a trăi în doi. Să înveți să trăiești în doi. Poate chiar în trei, cine știe. În cinci, în cincipe. Uneori chiar începe rutina zilnică. De... Rutina vieții, de fiecare zi cu zi. Reușiți să scrieți sau nu? Rutina zilnică, da. Bucătărie. Bun, da. Bucătărie, acolo stă gândul. V-am spus. Păi las că am vrut să văd dacă... Da, da. Deci ei încă nu știu. Bun, scrie acolo din sală, ajutor din sală. Bă, dar năcăjiți apărem aici dacă a început să ne ajute sala. N-ați observat voi cântăreții dacă vine unul mai slăbuț, dacă vin mai buni în față și cântă, nimeni nu cântă cu ei, sau aproape nimeni. Vine unul mai slăbuț, domne, și sala începe. Deci, mulțumim de ajutor, arătăm ghinișor, da? Număratul banilor, zi, ce după nuntă ce urmează? Prima relație sexuală. Bă, tu nu știi că ești în biserică, bă. Dă-i microfonul la nevastă ta, că...
prima relație sexuală. Mă, dar totuși o zici bine, prima. Tot e ceva, da. Acum, tu când ai spus prima, te referi la aia, prima sau... Prima. Prima, am înțeles, da. Va veni o întrebare ajutătoare. Cât de prima e prima? Asta e altă, da, zi. Nu râde, soră, zi, ce urmează după nuntă. Ea și plânge. Ea și plânge, da. Aveam un coleg, l-am și acum, dar eram la școală, la teologie, el când începea să spună o glumă sau ceva, spunea trei fraze, începea să râdă, îi curgeau lacrimi. Nu îi uitam, la un moment dat noi râdeam de el, iar spunea, iar râdea și la final, când pricepea în glumă, râdeam toți. Deci, ce urmează după nuntă? Soț cu soție îți duc acasă, număr bani. Să duc și numără bani, da? Da. E bun. Dacă au ce număra? Eu nu știu ce să mai spun. Nu știu ce să mai spui. Nu. Sun un prieten. Așa. Îți dai seama ce ai făcut. Ca... Cam la câte vreme ți se deschid ochii? Prima noapte. Prima zi, prima secundă. Prima secundă. Da. Dar ce, până atunci ai dormit ca Adam sau ce? Te gândești la nuntă, asta e marea problemă, da. Pregătirea pentru nuntă. Primul dejun împreună. Primul dejun împreună. El a trecut peste noapte, de la dimineața. Încercările. Cum? Încercările. Încercări. După nuntă vin încercări. Nu, dacă eu nu te contrazic. Начинаются веселые дни. Zile vesele. Zile vesele, ce-o scos, da, echilibru, da. Nu știu cum, din experiența noastră mare, se începe luna de miere, pe urmă anul de miere și viața de miere. Stați să vă traduc eu din limba chineză. Deci sunt o categorie de bărbați care când prind ocazii din astea, atât de frumos vorbesc că trebuie să spele niște păcate. Dar nu totdeauna le iese. Știi că pe când te duci afară, zice nevastă sa, a, deci ai mai și făcut-o asta, știi? Deci nu-i sigur, dar nu, e ok. Deci voi sunteți în anul de miere. Dar pe ea mi-a spus că de răspunsul tău depinde... Am înțeles. Bun. Creșterea copiilor nu urmează. După ceva timp, da. Minim 9 luni, da. Ei singuri cresc. Vai, ce bine. No, faceți cât de mulți că ei cresc singuri. Și voi ați crescut singuri, nu? Se vede. Bun, mulțumim, dați-le drumul acasă. Nu, de ce? Că atât de frumos. No, acum mai o întrebare și apoi poate mai îmi vine una. Spuneți-le lor, că eu nu sunt curios, cum v-ați pregătit voi pentru ce mi-ați spus mie? Cum v-ați pregătit voi pentru ce mi-ați spus mie? Și cine sau ce v-a ajutat să vă pregătiți pentru ce mi-ați spus mie? Adică pentru căsătorie. Sau... Acum eu din câte îmi dau seama, de un sfert de oră vorbim despre căsătorie, nu despre privechi. Dar nu, putem schimba și pe privechi. Da. Nu, tu ai zis că urmează tot mierea. Cum te-ai pregătit tu pentru mierea asta să nu-ți vină acru de atâta miere? Am citit cărțile lui Viril Iugă. Bă, măcar ai citit ceva sau nica? Ai citit, ai văzut coperțile. Na, asta e important, vă uitați pe coperțe, bun. Как ты готовилась к этому? Я согласна. Ne-am rugat foarte mult, ne-a ajutat... Ce înseamnă foarte mult? Am petrecut mult timp în rugăciune cu el, amândoi. O zi sau cinci ani? Trei ani. Trei ani. Nu că eu să știu, foarte mult poate fi trei minute. Adică dacă te rogi trei secunde, zice, domnule, dar ne-a rugat trei minute împreună. Ne-a ajutat... V-ați ținut de mână când v-ați rugat sau nu? V-ați ținut de mână când v-ați rugat sau cum? La început nu, dar după cerere, da. V-ați unit, da, am înțeles, da. Vezi că ele sincere, spun tot, dă-i lui microfonul, că deja transpiră, să nu te mai întreb ceva.
Efectiv ne-am rugat și apoi am trecut un curs de căsătorie, unde am înțeles că am înțeles și mai înainte că suntem creați unul pentru altul și s-a pornit nuntă. Ce frumos. Ne-am rugat, predici și cărți. Asta ne-a... Mm-hmm. Și părinții puțin. Și părinții o leacă. Împreună cu rugăciunea noi și-am postit și nu pur și simplu de la mâncare, dar câteodată și unul de la altul. Ca să înțelegem. Chiar... Cum adică ați postit unul de la altul? Adică vreo săptămână... Adică nu v-ați mâncat unul pe altul și atunci... Am spus că nu discutăm o săptămână și ne rugăm în timpul ăsta, adică să nu ne afecteze. Să avem mintea clară. Și am dat multe, multe întrebări unul la altul. Deci ascultați ce înțeleg eu. Când discuți cu el, ești o leacă drogată, știi? Ești așa, dar dacă ți se pare mintea clară, sau cum? Narcomani, cum ziceți voi, da? Da. E, și ți-a fost greu săptămână? Și-a fost greu? Ți-a fost greu săptămâna aia? Lui mai greu, da. Lui mai greu, am înțeles, da, da. De asta te-am întrebat pe tine, da. Am avut momente de rugăciune și comunicare între noi doi, ca să ne aflăm mai mult. Unul despre altul. Asta, m-am gândit că v-ați pierdut și să vă aflați unul. Și eu nu sunt indis, dar ce ați comunicare? Ce ați vorbit unul cu altul? Putin, Marea Britanie... Cine interesează? Și ce v-a interesat? Noi nu suntem... Nu suntem curioși, dar ce v-a interesat? Pe tine ce te-a interesat să știi despre el? În primul rând să văd că el e cinstit cu mine. Și ai ajuns la concluzia că sunt și băieți cinstiți. Da. Slăvit să fie Domnul, băieților, asta îmi place, mai sunt, da. Altceva? Să văd cât el de mult slujește în biserică, cât este de credincios. Adică cât le ajută când... pe surori. Dacă are darul mângâierii, încurajării, da, e foarte important. Păi nu dacă prinzi unul din ăsta care le încurajează pe toate... Nu, frate? Păi dacă își mănâncă toate încurajările cu surorile, ce-i mai rămâne la nevastă? Da, să-l încurajeze. Dai, nu, iar nu vreau să spună tot. Într-un mod practic, eu am spus că după prima noapte urmează relația sexuală. Și tu chiar tot acolo, el tot acolo. Da? Băi, asta îmi place că omul e statornic. Omul e statornic, da, zi, și? A fost un interviu cu oameni păstori. Aha. La nu, care nu noi mine, la nu cu mine. Da, nu cu dumnealui, da. Asemănător cu ăsta de azi. Aha. Și a fost moment când l-am ascultat împreună, eram drus pe Chișinău, l-ascultam, puneam pauză unde nu ne era clar. Unii chiar era vorbește nu în biserică, nu ca în biserică, adică, da, da, da. Dar despre biserică. În mașină a fost Flobo, da. Da. Și discutam lucrurile așa cum sunt, deschise. Ce ai zis? Tu ce părere ai de ce zice? Nu ce părere ai. Ce înseamnă în primul rând? Și la voi, deci fii atent, eu ca să nu dau nume, că sunt foarte secretos, cu foarte mulți ani în urmă, Valeriu, nu mai, ăsta. Bă, episcopul, zi, Valeriu, da, Valeriu, da, că mă gândeam dacă e Ghileschi sau nu e Ghileschi, știi că sunt mulți Ghileschi. Ne-am întâlnit la Tacoma la o conferință și el a fost traducătorul meu. Și probabil atât de mult l-am chinuit cu traducerea că a zis că nu-mi plătesc chestia asta numai dacă vin și fac o conferință la Chișinău. Bun, am venit, am făcut o conferință la Chișinău și au zis păstorii, băi, nu primim pe oricine la conferință. Eu am zis, bă, frate, primește pe oricine. Tinerii văd ce-i așteaptă, bătrânii ne verifică. O zic că nu, că dacă lăsăm asta, vine și fratele Nicolae sau nu știu cum, știi? Vasile, treaba lui, în fine, da. Și zic, și ce are? Poți că vezi că ăla, dacă nu-i place, se ridică și spune, dacă, nu, în fine, o venit fratele, o venit cu sora, am avut noi prima lecție, seara am discutat ceva cu fratele, un frate așa, bărbos, la 80 de ani, deci chiar arăta apocăit, patriar. Și o și venit, cred că i-am picat la inimă, că m-a întrebat el ceva, eu i-am răspuns înțelept și gata. Și într-o seară, normal că am vorbit despre relația intimă. N-am știut, eu să dau cu sexul, nu, relația intimă, știi? Și păstorii erau acolo, unde stați voi, după o zic, băi, Viorele, crăpam, nu mai puteam, pentru că tu ziceai una din față și în spatele meu, mă, Gheorghe îl chema, mă, sau Gheorghe, da, mă, o zic, Gheorghe se întoarce la nevastă, o zic, tu, ce e relația intimă? Eu mă ridic și întreb, sora, o zic, stai jos că ți explic eu acasă.
El nu că se exerce, și la urmă așa o vorbesc, că de ce nu vorghește pe românește să înțelegem tot? Deci prima dată să știm despre ce-i vorba, nu? Da. Și după asta, bun, tu când comunicați ai tăcut mult? Eu de ce nu tac mult. Ah, nu taci. Bun, atunci dă microfonul, că mă tem de tine, da? Deci... Ok, deci sfaturi de la părinți. Așa. Consiliere primaritală din partea păstorului. Uh-huh. Și câteva cărți bune și cuvântul Scripturii. E bun. Cam asta. Cum eu m-am pregătit, am citit tot cărți și am luat anumite decizii care am înțeles că asta mă vor pregăti pentru viața de familie și slujire. Da, da. La fel ca fratele Arsenie, fratele Costel, am citit cărți, am fost consiliat de fratele Costel. Te-ai bucurat că ai fost într-o biserică care s-a rugat pentru căsătoria voastră? Da, și eu m-am rugat. La fiecare rugăciune. Și eu m-am rugat de tânăr, că părinții îmi spuneau că chiar de tânăr, de mic, adică să ne rugăm pentru ceea ce... De mititel te-ai rugat? Cam de la ce ani? Păi, nu știu, 12-13 ani am început. A, nu erai chiar mititel? Nu eram de 5 ani, sigur. Dar cum, mai mic și... Ne rugam de mici, adică părinții ne aveam un coleg care, știi, întreba, băi, ai început să te rogi pentru căsătorie? Nu. S-a uitat la vârstă și de acum ca să iasă bine din două în două ore. Tu e bine că ai început de vreme, da? Bun. Da. La fel, am citit cărți și eram preocupat să cunosc și să fiu convins că este voia lui Dumnezeu. Și am cunoscut voia Domnului când am recăpătat pacea lăuntrică și a venit și acea bucurie de la Domnul. Și am fost convins până în ziua de azi. Cam toți au spus ceea ce eu m-am gândit, dar chiar și prima vorbeam, rugăciunea. Dar mai întâi de a mă ruga, mai mult de un an m-am rugat, nu știa nici soția care este acum bună și o soție, o familie bună, eu socot asta. Și am pus niște priorități. Nu știa ea. Și dacă cineva zice care-s. Prima... slujirea mai departe, cum va fi, mă gândeam la 22, 23 și la 24 de ani deja mi-a luminat Domnul, așa, și prioritatea unul care eu am auzit din discuția, două ori am petrecut acasă, trei am făcut deja propunerea, da. Și Domnul mi-a răspuns într-așa mod, dar rugăciunea, post, și asta este foarte important și era și acum este important. Rugăciune, comunicare și consiliere. Frumos! Slavă, Domnule! Vezi ce înseamnă să fie tineri. Dacă vă spun eu ce am făcut înainte de căsătorie, ar fi foarte scurt, aproape nimic. Bun, adică m-am rugat mult pentru asta, că atunci nu prea aveam nici literatură, n-aveai curajul să vorbești nici cu părinții, adică te puteai aștepta, nu știu dacă ar fi fost așa, dar alții mi-au spus că dacă îl întrebai pe tata ceva, îți dădea un dos de mână și răspunsul era foarte clar, da? Nu, așa, nu știu, mamele, cum au, ai luat-o și tu, după cocoașă, da? Și... nu, biserica, nu. Da, a fost bine, cu ajutorul Domnului a fost bine. Acum, el are o curiozitate acolo, totuși, cu număratul banilor, e ok? Deci trebuie să te pregătești pentru număratul banilor sau... e ușor. Dacă ai ceva ce număra. Dacă n-ai, iar e mai ușor. Da, da, da. Și atunci, cum hotărăști ce faci cu banii? A, discuție înainte de nuntă despre ce faci cu banii. A, bun, bun, bun. Ce ai vrut să zici, frate? Numai tău că l-ai luat. Bun. Domnul să-i bine... ce? Zi. Eu vreau să zic ceva de relația intimă. Am fost odată în Arhanghelsk. Te-o prind și pe tine, da. Nu, acum să mai ții. E cu relația intimă, eu să vă țin vouă o conferință. E invitat la toți să predic la o conferință și frații mă întreabă acolo, frate Costel, ce teme ai? Eu avem acolo comunicarea în familie, relația cu părinți, dragoste activă și sex de calitate. Dar când am zis asta, da, fratele păstor, frate, nici să nu spui despre cuvântul sex, nici să nu spui în biserică, Doamne ferește! Și zic, da, pe tema e așa, sex de calitate. Nu, tema asta nu ne trebuie. Cum de calitate? Și zic, ei, lasă, dar, fraților, faceți cum a fi, că anul viitor îmi vorbiți despre asta. Bun. Le mulțumim frumos, Domnul să-i binecuvinteze. Puteți să plecați la locurile voastre. Bă, voi deja, ăștia au și făcut un prunc. Gata, de când au venit în față, uite că au făcut și un copil.
E bun, înseamnă că le-a oprit să vină aici. Vedeți, într-un fel, cei pe care i-am chemat în față mi-au răspuns la o întrebare. Că eu aveam așa o întrebare în minte, dacă într-adevăr este important să te pregătești pentru viața de familie. Că nu știu, probabil sunt domenii în viață pentru care nu trebuie să te pregătești. Și dacă sunt domenii în viață pentru care nu trebuie să te pregătești și te descurci super bine, mă întrebam dacă nu cumva viața de familie intră în acel domeniu în care nu trebuie să te pregătești. Dați-mi câteva domenii din Republica Moldova sau de unde vreți voi, din Tanzania, pentru care nu trebuie să te pregătești. Cum? Să falimentezi nu trebuie să te pregătești. Băi, eu am învățat că primul lucru, când m-am dus la schi, primul lucru e să înveți să cazi. După asta am învățat și le-am demonstrat și în Republica Moldova, că primul lucru când te urci pe cal e să știi cum să pici de pe cal. Că dacă nu știi să pici, s-ar putea să te ridice alții. Dar e adevărat, nu prea cred că se pregătesc mulți pentru faliment, dar personal cred că dacă unii s-ar pregăti pentru faliment, falimentul ar fi diferit, sigur. Dacă te-ai pregătit. Poate n-ai ajunge acolo, dacă ai ajunge acolo ai avea o altă abordare, nu ți-ai pierde mintea, nu ți-ai pierde familia, credința și toate celelalte. Deci, totuși, pentru faliment, eu zic să ne pregătim. Dar nu în viața de familie. Că viața de familie nu există faliment. Nu știu dacă v-am spus, am rămas așa cu o durere din Republica Moldova, de la o conferință. Am fost la o conferință cu familiile și a venit acolo o familie, abar n-am că nu mă pricep la vârstă, 35-40 de ani, poate mă aud și erau mai tineri, aveați 25, în fine, arătați bine. Și ei de ce au venit? Nu neapărat au venit să mă asculte ei pe mine, au venit să vorbească cu mine, pentru că erau oameni de afaceri, aveau mai multe afaceri, una din ele probabil și afacere și hobby împreună, că astea merg fain, era filmat, fotografiat, chestiile astea și mergeau la foarte multe nunți. Și știți care era durerea lor ca mântuiți, ca oameni cu teamă de Dumnezeu? Făceau pozele, luau banii, știi că banii se iau la început și pozele ți le dă după cât timp? O săptămână, două, să vede că nu te-ai însurat, știi? 3-4 luni, că ăștia sunt sezon, nu ți le prelucrează nimeni, dar banii ți ia pe loc și zice, când sunam la respectivii să veniți să vă luați albumele, să vă luați CD-urile, păi zice, nu știu dacă mai are rost că suntem în divorț. Sau suntem divorțați. E, auzi odată, și ei au spus, frate, pe noi nu ne deranjează ca business, noi ne-am luat banii. Dar am început să ne întrebăm, ca mântuiți, ce facem? Putem să facem ceva? Adică să nu auzim, nu ne mai înțelegem, ne-am despărțit, suntem în divorț, suntem divorțați. Dar nu știu dacă asta ar trebui să ne spună ceva sau nu. Altceva, care e domeniul pentru care nu trebuie să te pregătești? Să conduci mașina, în Moldova nu trebuie, nu? Trebuie? Ce, școală? Serios? Și să conduci nevasta? Am înțeles, nevasta nu trebuie condusă, gata. Da, dar așa, din câte știți voi, în Republica Moldova, ce se dă mai ușor? Un carnet de conducere auto sau un certificat de căsătorie? Ce credeți că se dă mai ușor în Moldova? Nu știu cum e la voi, în România am mai văzut și eu că am fost de câteva ori, te duci până acolo, știi, să uită la tine, buletinul, da, vrei, constat că s-au îndeplinit toate condițiile. Așa mi-ar fi plăcut și cu carnet auto, știi, să mă duc acolo, arăți ghinișor, vrei, sigur că vrei, câte carnete? 2, constat că împlinești toate condițiile. E mai ușor să iei, cu mașina o să e mai greu, da? Pentru un loc de muncă trebuie pregătire sau nu? Se pare că până mă vezi muri altceva,
că nu prea există domeniu în viață în care dacă vrei să faci ceva bun, să nu fie nevoie de pregătire. Și bănuiesc că toți acceptăm că inclusiv când este vorba de slujirea lui Dumnezeu, Dumnezeu pretinde pregătire. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, pe Moise nu știu cât l-au pregătit, 40 de ani, 80 de ani, părerile, da? În diferite școli, pe alții îi pregătește altfel, pe profeții îi pregătește în felul lor, pe ucenicii îi pregătește în felul lor. Deci, pe de altă parte, unii spune, dar Dumnezeu e atotputernic, îi poate folosi pe ăștia să îi inspire, să le pună în cap tot ce trebuie. Și Dumnezeu spune, nu, oamenii pe care îi folosesc eu trebuie să treacă printr-o școală a pregătirii. Așa că mă bucur de inițiativa celor care au zis să mai învățăm ceva vis-a-vis de viața de familie și sper astăzi cât mai repede să ajungem la întrebările și frământările voastre. Noi o să vorbim câteva principii, o să vă spun apoi și fratele Costel ce eu mai rămas acolo pe hârtie, dar bănuiesc că inclusiv cei care au vorbit aici în față și apreciez că au vorbit deschis, prin ceea ce v-a spus, a spus, oameni buni, e absolut necesar să te pregătești. E necesar să te pregătești în domeniul financiar, că dacă n-ai bani, trebuie să vezi ce faci când n-ai bani, și dacă ai bani, trebuie să vezi ce faci când ai bani. Și asta rămâne așa pentru primii 80 de ani în viața de familie. Bănuiesc că cei mai mulți dintre voi o să acceptați ideea că trebuie să te pregătești inclusiv pentru relația intimă. Unii consideră că dacă ai organe sexuale, știi și să le folosești. Și i-am întrebat pe părinți, dar dacă copiii au degete, știu să le folosesc. Tu i-ai băgat? Ai frate. I-ai băgat și le-ai dat în ochi. Nu. Nu ți-a venit ideea sau nu te-a lăsat maică-ta? Nici tu nu mai știi, da? Dar interesant că părinții spun, băi, vezi că Dumnezeu te-a binecuvântat, depinde, dacă e creștin, te-a binecuvântat cu degete, dar nu le bagi în priză, nu le bagi în ochi la frate, tot. Păi zic, dacă noi învățăm să folosim organe, da? De ce organele sexuale știm prin definiție ce să facem cu ele? Nu, că toți suntem deștepți. După asta știți că vine creșterea copiilor, ați vorbit și de bucurii și de iertare și de toate celelalte. Ei, poate că primul lucru, dincolo de ideea aceasta, că trebuie să ne pregătim și să investim, și ascultați-mă, dacă vrem să fim realiști, pregătirea pentru viața de familie implică timp și bani. Corect? Timp și bani. Și să vă dau un exemplu foarte simplu. Ca să veniți aici, ați avut nevoie de timp și bani. Care ați venit cu mașina, vă trebuit motorină și nu știu ce, care ați venit pe jos visoros pantofii și o să trebuia să vă cumpărați? Alții, da? O să vă spălați hainele după ce transpirați când vedeți băieți așa de frumoși și atunci trebuie băgate la curățătorie și bani. Deci orice am face, sper că nu mai facem și colectă. Dacă facem și colectă, aia este, deci e clar că timp și bani, da? Dacă vrei să citești o carte, s-ar putea nu toată lumea să ți-o dea pe gratis și să plătești cartea respectivă. Din câte știu eu, cea mai mare criză în generația noastră, noi n-avem, ce n-avem? Timp și bani. Noi asta n-avem, timp și bani. Iar căsătoria înseamnă timp și bani, da? Deci e foarte important să ne pregătim și sper că voi, că alții n-au priceput, și ați auzit că așa cu jumătate de gură ni s-a spus aici, că pregătirea pentru viața de familie nu înseamnă doar pregătirea pentru nuntă. Deci unii fac confuzia asta foarte, foarte mare, considerând că pregătirea pentru viața de familie înseamnă pregătire pentru nuntă. Acum bănuiesc că toți știți sau s-o aflați cam cât durează pregătirea pentru nuntă în Moldova. 3 luni, jumătate de an, depinde și câte viteze are Ion, nu? Da, că dacă el are 2 viteze încet, încetişor sau încetişor și pe loc, poate dura și 15 ani, știi că, na. Dacă nu, acum am auzit, mi-a plăcut, poate vă prindeți, fetelor, cineva spunea, nevasta spunea,
A, păi lasă, îi zicea lui soacră sa. Lasă, zice că dacă nu mă țineam eu de capul lui fiul tău, nu se însura în vezi. Zice, eu l-am lămurit să se însoare cu mine, știi? Na, deci ăla poate avea două viteze și l-a ajutat asta, da? Bun, să zicem 3 luni, 6 luni. Acum eu spun că pregătirea pentru viața de familie începe în burta mamei. Dacă vorbim de dezvoltarea fizică, din momentul ăla când începi să dezvolți, deci unii deja ați început procesul de pregătire. Eu vorbesc de pregătirea intenționată, când noi ne gândim la căsătorie și vrem să ne căsătorim. Ar putea cineva să-mi spună așa, tot ca medie, pe lângă timp, cam câți bani implică pregătirea pentru nuntă? Mulți, poate însemna 2 lei, 200 de mii de lei, 200 de mii de euro... Cam cât? Pregătirea pentru nuntă, cam cât poate implica în Republica Moldova? Așa, medie. Cât? 50.000 de euro, tataie, tensori cu Iași cu mine, atât. Cu 5.000 de euro, nu cred că să-și pe una, numai trebuie să fie pocăită de tot. Păi dacă și ea roche de 3.000, bă, frate, una din aia slăbuță de tot de 3.000 de euro, tu vrei cu 5.000 de euro, o să visează el. Cum? A, deci cu 15.000 ai fi ok tu sau numai alții? A, ea zice pentru voi cu 15.000, la tine cam cât ar fi așa în joc? De la 15 în sus, da? Nu am înțeles, da. De la 50 în sus, e ok. Bun, hai să zicem, uite ce pocăiți sunteți, am făcut media 20.000 de euro, da? Ei, gândiți-vă, încercați că nu e chiar așa de grea matematica. Din câte știu eu, și în Moldova nunta ține o zi, nu? Două? A doua zi la zamă sau la ce? Dar cine mai merge la zamă? O supă de două, auzi la ce concluzie a ajuns el, băi, o supă de 20.000 de euro e cam scumpă, știi? Acum, cel mai scump meniu, știi care a fost? Ăla care l-a mâncat Eva și Adam. Mușcătura aia din măr a fost cel mai scump meniu din lume, știi? Apropo, nu mușcați din alea, da? Dar să te gândești în felul următor. Avem o zi, să zicem 12 ore, da? Avem o zi pentru care ne pregătim 3 luni de zile și cheltuim 20.000 de euro. Pot să vă spun ceva, dacă nu v-a spus nimeni, să nu vă bucurați cât câștigați la nuntă. Asta e o chestie înșelătoare. Câștigi 7.000 la nuntă și pe toți îi dai înapoi. Că dacă nu vin eu moșneagul la nuntă, și acum voi tineri nu invitați moșnegi, deci dacă vin eu moșneagul la nuntă și am pus 10 euro sau cât îi pune, tu nu mai trebuie să vii la nuntă la mine să pui aia 10 euro înapoi, corect? Dar invite-i tu pe toți ăștia din sală. Ei vin și pun 25 de euro, da? Peste 3 luni, 4 luni, 6 luni, cu tare, tu ce faci? Îi dai înapoi. Deci câștigul ăsta e așa, nu vă amăgiți că vai cât o câștiga la nuntă. Da, înapoi cu vârf și îndesat. Dacă mai vine și inflația, se scumpește meniul, o să... Deci până la urmă, de asta spun, investim banii ăia care nu știu dacă îi recuperăm vreodată. Sfatul meu știți care ar fi când veți ajunge la nuntă? 1. Să faceți o nuntă să fie pe placul lui Dumnezeu. Că aveți nevoie de binecuvântarea Lui. Ăsta mi se pare cel mai important lucru. Apoi, dacă este pe placul lui Dumnezeu, faceți o nuntă să fie și pe placul vostru. Numai sper să aveți cam aceleași gusturi cu Dumnezeu. Sper să nu mă audă părinții, să nu urmărească înregistrarea, pe ei lăsați-i să-și facă nunta lor. De aur, eu știu, după cum văd invitația și meniul, știu dacă voi vă organizați nunta sau părinții. Acum, dacă ei sunt sponsorii principali și plătesc toți și mai dau ceva pe deasupra, mai înghițiți și de la ei ceva, dar nu trebuie să organizeze ei toată nunta voastră, că ar trebui la toți tații de fete să le intre în cap, că nu sunt soară el, ci fiică sa, și la toate mamele să le intre în cap, că acum nu se mărită ea, ci se însoară feciorul ei, amin? Și părinții înțelepți ca noi o să vă sprijinească. Dar să fie pe placul lui Dumnezeu,
Să fie normal și pe placul vostru, că e o dată în viață, sărbătoare, bucurie, să fie o nuntă creștinească, adică mireasa să fie mai sexy în noaptea nunții decât în ziua nunții. Da, zice eu, știi, adică ea nu trebuie să fie sexy aici la altar, știi? Pe bune, că nu vine nimeni să te admire. Ce te mire așa la... Păi nu, că asta m-a întrebat cineva când a scris Iisus Familie prima dată, eu l-am scris cu mâna, că n-aveai calculatoare și eu cum am scris de doctor, după asta predam la liceu și am zis, uite, le-am dat la fiecare 3-4 hârtii și am zis, din scrisul meu scrieți în limba română, ca e la tipografie să iasă cartea mea, nu a lor, știi, ce traduc ei. Și acolo puteam, și mă întreabă unul, zic că, frate păstor, da, frate profesor, da, am o nelămurire. Nu, aici ce-s fată să te lămuresc. Ce este fraza asta, că mireasa să fie sexy noaptea nunții, nu în fața altarului. Și zic, ce nu ți-e clar? Zice, la ce vă referiți, la pălărie? Am zis că exact, să nu poarte clop. Da, asta e important, să nu poarte clop în ziua nunții, da? Deci, noi vorbim de o nuntă elegantă, frumoasă, dar decentă, corect? Da? Deci, toate celelalte calități ale miresei tale le vezi tu, nu trebuie să le vadă toți pe internet, știi, da? No, și chiar nu e interesant, adică să ți se vadă chiloții prin rochia de mireasă. Pe bune, știi, nu? Nu știu ce chiloți pot fi. Eu vorbesc din propria experiență, că eu nu mă uit după chiloții lor, dacă câteodată îi vezi, știi? Adică, no, ce să faci? Dacă e greu atunci să o îmbraci, să o dezbraci, dar știți cum e? Bănuiesc că toți, câți dintre voi sunteți botezați? Așa, băgați în apă și scoși, mă refer, da? V-a spus cineva, bănuiesc că v-a spus, băi, oameni buni, e o ocazie specială, se filmează, să fac poze, aveți grijă la detalii, că le învățăm. Vine unul, el în loc să coboare în apă, pe scări, el o sări direct, ții. Eu împrăștia pe toți ăia acolo, bă, copile, dar nu ești la bazin, adică, nu, toată biserica, ajungi viral pe internet, că atâta l-a dus mintiuța lui, da? Altul când iese din apă, dacă e și un pic pletos, să scutru. Deja jumătate zbotezați prin stropire. Și atunci noi tot încercăm și facem cu ei educație înainte. Băi, oameni buni, e un serviciu frumos, e atâta lume, sunt oameni care vin prima dată în biserică, acum te vede lumea pe droadele astea, pe toate ecranele, fii atent la niște detalii să nu strice sărbătoarea. Fii atent, un alt lucru, ei în mod natural, când intri în apă, cel puțin cum era baptistierul la noi, vrei să intri cu fața înspre predicator și te întorci cu fundul la tătă sala, știi? Am zis, bă, omule, te conduc eu, intră tu cu spatele frumos la mine, te uiți la toți, nu ăștia să fac poză, știi, să vadă cât de mare ești în spate. Credeți că la nuntă nu e așa? Deci nunta, până la urmă, e o ocazie unică în viață. E o sărbătoare atât de frumoasă. Vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, dar vrem să rămână și niște lucruri frumoase. Îi educăm și pe slujitori, apropo. Că era o vreme în care îi puneai pe miri și tăți slujitorii, știi? Și ăștia să facă poze la miri și la mireasa. Vi se vezi cum se tăbăleau pe jos, pântre picioare, pe la predicatori și s-o prinde pe mireasa. Bă, zic, dar nu putem noi sta slujitorii frumos lângă să se vadă, stai în spate. Na, ne educăm toți unii pe alții. De asta zic că după asta trec chestiile cu hormonii, trec flutura și nu știu ce. Și când vrei să arăți pozele de la nuntă, să nu-ți fie rușine, să zici, pe aia nu, pe aia rup eu, pe aia șterge eu, pe aia prelucrează, stai un pic, că oricum mai alți. Da, la mamele voastre nu le spun nimic, iar o experiență mea, dar poate le spuneți voi, mamă, nu strica nunta. Eu nu știu, am văzut lucruri din astea, pentru mine sunt o leacă inexplicabile, să iau o soră model din biserică, se îmbracă decent, tot, până se mărită fata. Domne, în ziua anunță zici că e Sfânta Vineri sau nu știu ce. Dar ascultați-mă, unele nici nu știu să se îmbrace frumos, elegant. Și atunci ia că se mărită fata sau băiatul de bucurie, ia o haină pe care nu o luat-o în viața ei, își bagă niște avioane din astea și elicoptere ce nu aranjează nicicum, deci nici măcar nu e frumoasă, domne, Sfânta Vineri am zis eu frumos, că puteam să zic e Baba Cloanța sau ceva. Și după ce o trecut nunta revine la normal și femeia e frumoasă, dar eu zic, băi, un singur eveniment ai avut și tu în viață cu copilul, știi? Și atunci
Nu, că eu știu cine ce idei o da, dar rugați-i și pe părinți. Mamă, nu-mi strica nunta, tu ești așa de drăguță. Da, nici pe taică tot să nu-l pui cu niște rachete rusești, că totuși e nunta voastră, da? Bun, dar le-am spus toate astea așa sfaturi, că nu vi le dă toată lumea de la amvon, dar ce vreau să vă spun? Niciodată să nu confundați pregătirea pentru nuntă cu pregătirea pentru viața de familie. Pregătirea pentru nuntă este pregătirea pentru un eveniment. Punct. Pregătirea pentru viața de familie poate însemna pregătire pentru o relație de 60 de ani, de 70 de ani. Eu știu cât mai ține Dumnezeu lumea când ne ține în viață. Și atunci, dacă ați face voi un pic proporțional, dacă pentru o zi, pentru o jumătate de zi, mă pregătesc 3 luni și 20.000 de euro. Pentru 60 de ani, cât ar trebui să mă pregătesc? Și unii nici măcar nu deschid o carte să citească, că ei n-au vreme de asta, știi? Ei cred că știu. Păi, mult suferă pentru credință. De asta eu am spus că în calendarul bisericilor baptiste, pentecostale, ăștia evanghelici, că se înregistrați, că neregistrați, ar trebui să băgăm și schimbarea la față, ca sărbătoare. Dar nu știu dacă o punem cu cruce roșie sau cu cruce neagră. Și nu știu de câte ori trebuie să o punem pe zi sau pe săptămână, da? Bun. Cred că pregătirea pentru viața de familie are etape. Și iarăși o să vă spun, eu nu vă spun lucruri noi. Are etape, v-am spus, dacă vorbim din punct de vedere fizic, ne pregătim din pântecele mamei, că acolo începe să dezvoltăm, da? După asta, cam tot ce-ți spun oamenii în viață, să știi că va avea de-a face cu viața ta de familie. De ce? Ei nu trebuie să-ți spună ceva pe familie. Ei te educă să fii cu bun simț sau nu, corect? Îl educi pe băiat să fie respectos cu toți oamenii. Dar nimeni nu-i spune că te pregătesc pentru viața de familie. Îl învață să fie un om cu bun simț. Dar asta îl va ajuta în viața de familie. Bun, și dacă îl învață să fie bădăran, să fie așa din topor, asta îi va afecta viața de familie. Deci sper, fetelor, să nu fiți așa naive, să credeți că el e cioban cu toți, dar cu voi, ca și Hristos se va purta. Nu, cioban cu toți, o să fie o leacă mai mare cioban cu tine. Că de obicei în viața de familie îți permiți mai multe decât în afară. Că afară știi, mai ai blazonul, mai ai masca de creștin, porți imaginea lui Hristos, dacă n-ai trântit ușa, îți permiți cu cei din casă. De obicei, ascultă-mă, dacă vrei să te cunoști cu adevărat, știi cine ești. Cine ești când ești tu singur? Deci mi se pare normal când ești la masă cu o fată și vrei să o cucerești, să mănânci cu toate furculițele din ăsta, să, așa. Dar dacă tu când mănânci, te iei cu slăvit să fie Domnul, știi? Te ștergi cu Batista, Domne, ăla ești tu. Deci în realitate ești tu ăla când nu te filmează nimeni și nu te vede nimeni. Ei, asta s-ar putea să fie în viața de familie. O să spui, frate, eu, asta explică, domnule, eu atâta teatru joc în lumea asta, la biserică joc teatru, pe stradă joc teatru, la serviciu joc teatru, păi domnule, dar nu mă ascunde de nevastă. Da, da, atunci, și când te duci cu ea la pizza sau la ce vrei, da, tot așa să dai, știi? Ia două din alea odată, bagă-le pe gât și așa, rotunde, fă din astea, ca să știe cu cine, nu? Acum o înșel, te dai, tu zici, bă, ăsta numai la Casa Albă mâncat, știi? Și după asta la voi Casa Neagră sau, nu știu, vedea negru. Deci e foarte important să știm că sunt etape și am spus, noi oricum ne pregătim, pregătirea în viață, că vorbim de educație, că vorbim de spiritualitate, toate mai devreme sau mai târziu vor avea de-a face cu viața de familie, pentru că nu știu dacă v-ați prins, când ne căsătorim, ne căsătorim noi, persoana. Deci eu nu, nevastă mea nu se căsătorește cu imaginea mea. Ea se mărită cu mine. Asta înseamnă că în orice domeniu,
cum gândesc, cum mă comport, ea va avea de-a face cu domeniul respectiv. Băieții când se căsătoresc, nu se căsătoresc cu fotografia fetei atunci când toată e tencuită, toată e... Nu, nu tencuit, cum se zice? Cum? Asta e... Aia cu latte macchiato? Ah, înțeles, da, ceva cu latte macchiato, da. Deci, băieții, voi nu vă căsătoriți cu poza aia care vă trimit ele. Voi vă căsătoriți cu ea. Dacă mai luați la pachet și soacra și socru și bunei care vin la pachet, apropo, nu scăpați chiar așa de ușor de ei, atunci s-ar putea să fie viața foarte interesantă. Deci, tot ce facem, tot ce faceți voi, când mergeți la școală, vă pregătiți pentru viața de familie. Ascultați-mă. Deci dacă unora nu vă place școala, duceți-vă de dragul ei pe viitor. Spui, băi, eu mă duc la școală pentru nevastă mea, pentru viitoarea mea nevastă. De ce? Că ea vrea doctor, docent, decedat. Și mă duc de dragul ei, nu că îmi place mie școala, da? Când speli farfuriile, de ce le speli? De mâncare, de ce se le speli, da? Bun, mai ai o variantă, îți cumperi câine și le linge câinele, ți le sterilizează, dar asta înseamnă tot pregătire pentru viața de familie și când discuți cu ea, spui, iubire, noi deja avem mașină de spălat, mă ocup eu de chestia asta. Totul e să accepte ei, știi, să folosească aceeași farfurie cu tine, știi, sau cu Rex. Când facem curat în casă, când ne punem papucii la loc, când împrăștiem, toate au de-a face viața de familie. Dar cum spuneam, sunt mai multe etape, deși este un proces de viață. Există etapa aceasta care poate fi foarte diferită de la unul la altul, și de la băieți și de la fete, în care încep să devii interesat de celălalt sex. Și nu-i rău, e bine. Rău e când devii interesat de același sex. Deci acum când vine cineva și spune îmi place de o fată, zici, aleluia, nu mai zici că e, aleluia, e normal, da. Zice, bă, fata mea se uită după un băiat, mărit să fie domnul, tot normal, deci e bine, da? Deci există perioada asta în care începi în mod natural, firesc, să te uiți după celălalt. E bine așa, e bine normal că a lăsat Dumnezeu. Asta înseamnă că ne și cununăm? Nu, deci există o perioadă când ne dezvoltăm, când în corpul nostru se produc niște schimbări și atunci ce facem? Dacă vreți tot pregătirea pentru viața de familie, atunci învățăm să fim liniștiți. Atunci ne abținem să nu punem mâna, atunci nu căutăm dacă are coaste sau nu are sau cutare, știi, dacă ele... Atunci învățăm să ne abținem și să-l respectăm pe celălalt. Și apropo fetelor, acum noi tot dăm vina pe băieți, da? Și nici voi nu puteți sta liniștiți câteodată, da? Deci o să zic eu și pentru fete și pentru băieți, respectul față de celălalt, știți ce înseamnă? Să nu. Deci în foarte multe ocazii, respectul față de celălalt înseamnă nu să da, ci să nu. Ca psalmul, ferice de omul care nu. Cu așa începe cartea psalmilor, ferice de omul care nu. Dacă vreți iubire, că tot se vorbește de iubire, ați făcut o inimă mare, numai în biserică poate încăpe atâta. Oricum, de să nu vă faceți imagini, puteți face poze, dar că o inimă din asta nu cred că intră pe ușa casei voastre. A? N-are cum. O băgați în garaj. Am înțeles. A, vă faceți casă după inimă, am înțeles. Bun, faceți-vă casă să vedem cum plătiți gazul. Păi, casa are de-a face cu viața de familie, cum ardem gazul, știi? Asta după inimă. Deci, dacă vorbim despre iubire, iubire înseamnă să-l respecti pe celălalt, să-i respecti convingerile, să-i respecti credința, să-i respecti obiceiurile bune, să-i respecti părinții, să-i respecti timpul. Deci știi că sunt băieți din ăștia care taie frunze la câini, sau nu știu cum se zice, el iubește atât de mult fata, că tot vrea să o bâzie pe telefon, să se întâlnească cu ea, să iasă la înghețată, că ea plătește înghețata, el n-are de unde, e pârlit și de unde să plătească el înghețata. Voi trebuie să întrebați când plătește înghețata, băi, ai furat sau e din pensia lui bunică ta, știi? Dacă e din pensia lui bunica, nu, asta este. Mai informați-vă și voi, dacă a zis că înainte e comunicarea.
Bun, dar în momentul în care fata spune, domnule, eu am de învățat, eu am de făcut ceva, și tu insiști atât de mult că ea musai trebuie să vină și mai bat și drăcovenia aia, că dacă mă iubești, dacă îți pasă de mine, spune-mi cât respect arată el pentru fata respectivă. Deloc, zero. Că dacă el chiar ar iubi-o, ar spune, dragă, eu aș fi încântat să mai te bâzi un pic, dar ai zis că tu înveți, da? Te las să faci asta. Te las să faci asta. Te las. Asta înseamnă respect pentru celălalt. Eu vă întreb, dacă astea nu le practicăm înainte de căsătorie, voi credeți că după căsătorie astea o să vină? Deci acum tu îți propui, nu? Că am ajuns și acum el nu poate, iară, el sau ea, știi, îndrăgostit, buștean, tu spui, bă, de eu trebuie să citesc două capitole din Biblie. A, bă, lasă. A, lasă, că după ce te măriți cu el, numai cu Biblia o să-ți dea. Peste cap sau nu știu ce. Deci dacă el acum nu te... dacă eu am timpul meu cu Dumnezeu, am timpul meu de slujire, am timpul meu cu părinții, nu știu, cu școala, cu ce am... Adevărata iubire nu este să-l zăpăcesc pe celălalt să facă ce vreau eu. Adevărata iubire, dacă vorbim de un pic de maturitate, este să-l ajut pe celălalt în lucrurile bune. Și ca să-l ajut pe celălalt, ar trebui să știu să renunți la lucrurile care îmi plac mie. Deja astea trebuie învățate și trebuie să le învățăm împreună, trebuie să ne ajutăm unii pe alții, da? Deci când intrăm în etapa aceasta a hormonilor, a fluturașilor, nu trebuie să se schimbe nimic în viața noastră. Că nu suntem pregătiți pentru căsătorie. Să ne înțelegem. Eu cred în iubire la 10 ani. Eu chiar cred în iubire la 10, 12 ani. Dacă vreți, eu cred și în iubire la 4 ani. N-am nicio problemă. Am totuși o întrebare pentru voi. Cât de matură este iubirea la 8 ani? De 8 ani. Da, ați vrea să vă căsătoriți cu mintea de 8 ani? Bun, și atunci de ce vreți să vă căsătoriți cu sentimentele de 8 ani? Pentru că noi avem etape în viață ale maturizării și normal, de ce să nu-ți placă de o fată la 8 ani? Nu știu dacă îți place. Îți place de o fată? Îi mulțumești lui Dumnezeu în fiecare zi că a făcut-o frumoasă, deșteaptă și apoi zici, Doamne, un tântălău ca mine care se uită la ea, fă minunea și transformă-mă. Domnul spune, îmi trebuie vreo 15 ani. Nu-i nimic, aștept cu minte până mă transform, da? Îți place de un băiat? Normal că îți place de un băiat. Îți place la vârsta respectivă, pe motivele respective, cu maturitatea respectivă. Eu când vorbesc de pregătirea pentru căsătorie, în toată perioada aceasta, dacă vreți, a adolescenței sau în perioada liceului, când ăsta cumpără 15 cu e singura mea iubire, da? Deci în toată perioada aceasta, creștinismul este un răspuns extraordinar la nevoile noastre. Și societatea ne ajută. Gândiți-vă dacă ați fi trăit într-o societate unde erau școli pentru băieți, școli pentru fete. Mai sunt și acum, da, unde nu... N-ai voie, ăla te închide acolo, ăla te închide acolo. Nu știu, în biserică, oare în biserică îi lăsa sau îi băga pe unii la demisol, pe unii... Dar acum, teoretic, grădiniță, școală, în societate chiar nu e o problemă să iasă băieții și fetele la înghețate, nu? Dacă ies cu gașca, ieșim cu clasa. Dar dincolo de ce oferă societatea, că ea are extremele ei, gândiți-vă cât de frumoasă este relația creștină. Când Iisus Hristos spune, toți sunteți frați, toți sunteți egali, toți sunteți iubiți de mine, toți vă puteți bucura împreună, toți puteți cânta împreună, toți puteți plânge împreună, toate astea sunt liber în creștinism. Întrebarea mea, așa din câte știți voi, cât le folosim astea corect și frumos, și cât de repede am vrea noi să sărim la o altă etapă? Doi împarc pe sub castani. Dar ce să facă doi împarc pe sub castani? Castani sau ce? Păi Google it. Sau dacă vrei să știi despre castani, te duci la un profesor de, nu știu,
ăla ce se ocupă de vaci. Îl întreb despre castani. Eu știu, poate sunt profesor care e specialist, a dat doctorat în castani. Trebuie să fii cu ea sub castan, să spice toate bilele în cap ca să-ți vină minte la cap. Ce am observat eu, din cauza că nu avem maturitate sau poate nu ni se spune, foarte repede tinerii vor să introducă în relația lor trupul. Dar ascultați-mă, noi când ne căsătorim nu suntem doar trup. Și poate că una din marile dureri, știți care este? Să te trateze celălalt. Hai să vă spun o chestie. Eram la o întâlnire și pentru că ei erau mai deștepți, m-am gândit eu cum să-i prind ca să nu adoarmă și am zis să nu vorbim despre ei, să vorbim despre alții. Și ei erau o leacă mai pe la facultate și am zis să vorbim despre adolescenți. Facem când vreți voi. Sau când vreau eu. Bun. Păi nu la 12 pauză. Da? De 20 de minute sunteți în pauză. Băi, dar ce nu scrie mare acolo? Uite, pauză 00. Băi, da, pauză 00, vezi, m-am lămurit. Fă poză, sunteți de 20 de minute în pauză. Bun, și cu asta o să vă las în pauză. Ce vreau să vă spun este că am zis, hai să-i ajutăm pe adolescenți. Încet, am zis că frate, ăștia cu trupul sunt... Și discutând unii cu alții, le-am dat o temă de casă acolo pe loc și parcă acum o văd pe o fată care se uita la un băiat, când băiatul spunea nu știu ce și ea se uită, nu mai rezista și o zic că, băi, eu pentru tine reprezint o bucată de carne? Și am zis, soro, bun venit în lumea reală. Da, băi, nu că ea credea, știi, că, Doamne, cât de importantă-i mintea mea, cât de importantă-i pregătirea mea, cât de importantă că am sufletul curat, cât de importante sunt valorile mele. Și Gigel ăla, el dădea cât de bombată să fie, cât de sculptată să fie, și asta tot să uita când trece de la kilogramele de carne la altceva. Ăla nimic, ăla era, știi, Doamne, iartă-mă, că era ea vaca, că era fata, știi, important e cum arată chișoarele, știi? La care asta nu mai auzi. Dom'le, asta reprezintă eu pentru tine, o bucată de carne. Acum, vreau să vă spun un lucru. Când o să vă căsătoriți, o să vă dați seama că celălalt are și trup. Chiar o să vedeți înainte. Și o să aveți vreme să vă ocupați de trupul ălalt, să-i gâdălați tălpile, să-i tăiați unghiile. Mamă, ce fain, știi unde este iubire, știi să-i tai copitele. Ăștia căsătoriți implică viața de familie asta sau nu? Nu, nu. Fiecare și le taie pe lui. Da, dar vezi că dacă îi faci mâncare multă și prinde un burtoi din ăla, așa, nu mai ajunge să-și taie chișoarele, știi? Și atunci dacă... Că n-ai avea tu bai, știi, că unghiile lui la chișoare sunt ca la agvila aia sau la... Dar problema că vine vara și el în loc să poarte papuci, poartă șlap, știi? Și când îl vede lumea și îl dă la televizor, zice că l-ai bărbatul tău. Și atunci ce faci? Iei drujba și îi le tai, da? No. Dar o să aveți vreme să vă ocupați de astea. În prima fază, investiți în sufletul vostru, investiți în relațiile voastre, investiți în comunicare, investiți în abținere, investiți în lucruri practice, discutați cu alții ce implică viața de familie. Viața de familie implică bani. Băi, cum câștigăm? Cum cheltuim? Cum împărțim? Ce facem? Cum plângem când noi avem? Unde dăm lovitura? Mie îmi place în Moldova, nu știu dacă am făcut sau nu, dar cred că într-o zi, cred că mă apuc și sparg o bancă în Moldova. Cred că e țara în care poți sparge cel mai ușor o bancă. Că am văzut că la voi tăche borcanele astea sunt bănci. Doamne, dau, sparg un borcan din ăsta, o bancă de gutui, nu iau 2 ani, știi, și mă pot lăuda, îmi sparg și o bancă. Așa, da, pauză. Bun, a revederci. Mai veniți sau nu? Bun, plecați ca să puteți veni.